Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft la Perfectul Simplu. Oameni buni, e nasoală treaba. E nasoală rău de tot treaba. Se mișcă foarte, foarte încet tot. Bine, mă. Se mișcă De ce nu mă pot mișca înapoi? Se mișcă extraordinar de încet totul. Totul. Cum era, mă? Nu era, mă, așa? Cum era, mă? Era cu shift click dreapta. Stați așa, că nu mai știu. Ia uite, frățic. Nu mă, cred că era pur și simplu așa. Mi l-a furat ăsta. Nu știam, una a dispărut. Ok, pac. Gata, mă, așa, mă. Runză-n am dă 3. Nu am rezistat, dar nu e problemă. Nu e absolut deloc niciun fel de problemă. Că nu ne supărăm. Se mișcă foarte, foarte încet treaba asta aici cu mana. Deci de la episodul trecut am stat nu știu câte ore, am stat destul de multe ore. Și nu. Nu e ok, nu se mișcă deloc ok. Așa că m-am gândit să mai fac niște cum te chemi, mă, tu? Gurmarilis. Deci o să vedem noi treaba asta. Trebuie să țin asta mână ca să-mi apară. Gata, șef, am înțeles. Ok. Ce să vă mai zic. Nu mai fac niciun fel de enchant în momentan, că n-am PC. Casca este maxim făcută. Da, deci am breaking 3, protection 4. Ceea ce nu că poți pui protection 5, nu poți. Nu există protection 5. Aqua affinity, respiration, etc. Așa. Și mai uit pe în astea pe aici. Uite, feather falling. Uite, vedeți? Chestia de genul ăsta mă interesează. Pe la astea care ne mai pică pe aici. Feather falling 4! What? Serios? Am o singură problemă, că nu cred că o să pot să repar astea suficient de rapid. Gata, s-a terminat și ăsta aici. Ok, deci am făcut rost de treaba asta. Bun, și acum deci mai avea nevoie de alte prostioare pe aici. Încerc să-mi aduc aminte. Băi, stai așa că m-am prostit. Deci asta ne face un Rune of Summer. Numai că am nevoie de... Ok, nu, deci m-am prostit eu aici. Mă gândeam să fac câte două Rune of Summer. Câte două, nu știu ce, dar nu am realizat că de fapt am mai am nevoie de mai multe Rune of Earth și toate cele. Ok, dude. Bravo. Ok, o rezolvăm noi și pe asta rapid. Astea le duc înapoi că nu am ce să fac cu ele momentan. Trebuia să mă fi gândit mai devreme, dar n-am realizat că am nevoie de mai multe rune de pământ și de ce Dumnezeu era. Earth and something. Bun, nisip aici. Animale aici, am început să mi le aranjez un picuț de tot, nu foarte mult, că n-am de unde. Întrebare, așa mă, mamă, băi ce bine că mi-am adus aminte de asta. Aici, trebuie să facem niște chestii ca să mai facem un cristalizator de asta, că se mișcă super, super încet. Dar imediat ajungem și acolo. Am găsit o hartă pe undeva, am pus-o aici. Asta am pus aici, mai fac un pic de curat. Am mai pus niște raftulețe de poțiuni pe aici, că na, uite și pe aici la fel. Mai avem nevoie de un filing cabinet, că ăsta s-a umplut pentru esențe. Sunt muncitor, aștept, pur și simplu nu fac nimic altceva decât să aștept să crească nivelul de mană. Și acum realizez că poate ar trebui să mai fac un gurmarilis ca să se miște într-adevăr mai rapid. Ok, Rune of Summer, mamă, doar un Rune of Summer, ești nebun. Bine, până te rezolvi tu Rune of Summer acolo, zi-mi te rog frumos că poți să repar ăsta aici. Este mă. Mamă, frate, da, ia nu glumă. Ok, ne vedem, ne facem noi de cap, nu e absolut niciun fel de problemă. Bun, până un alta. Eu înțeleg aici că pentru a face un gurmarilis, am nevoie de niște două galbene și una gri, da? Două galbene și una light gray, de fapt. Așa, hai să vedem dacă suntem în stare să facem ceva. Așa, asta trebuie să le bag aici, nu? Ok, gata, șef. Gata, striți. Dăm și mie o sămânță, te rog frumos. Un balisi, dar trebuie să fie suficient. Ok, deci pac. Băi, și astea tot acolo? Ok.
Așa, și acum când aruncăm sămânța, ar trebui să ne da. Este, este. Stai să golim un pic de tot inventarul ca să stau liniștiți. Pum, pum, pum. Bagă de acolo, bagă de acolo. Asta-l ținem să mai reperăm cizmele. Fedefolim 4 bice. Nu, am impresia că sunt unele care... Sunt unele enchanturi pe care nu le poți obține combinând, spre exemplu, Feather Falling 3 cu Feather Falling 3 ca să obții Feather Falling 4. Am impresia că astea sunt pur și simplu de la loot, așa date exacerbate. Nu știu cum să vă explic ce vreau să, să zic exact, da. Sper să mă înțelegeți. Dude, dacă te pun pe tine aici... Ok, știi să-l citești pe ăla. Bravo, 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 bravo. Perfect, perfect. Și tu aici, știi să mănânci din partea asta sau mănâncă numai asta? Asta s-ar putea să ne fie o problemă. Hai să vedem dacă putem să, să punem treapta asta mai... 1, 2, 3, 4, 5... Hai să furăm unul de aici, să vedem dacă se mișcă un picuț mai repede, dacă ajunge și ăsta să mănânce ceva. Că ăsta pică fix pe gurmarilisul ăsta și nu cred că îi permite și astăia să mănânce ceva, sincer. Bine, noi putem să facem altceva, fiți atenți. Ca să luăm pe ăsta și să punem la distanță egală unul de celălalt. Acum amândouă sunteți legate de aceeași chestie, nu? Mă jur că nu realizez dacă se întâmplă ceva sau nu. Cred că e, e... Eu mi-am aminte că era stricat ăsta cumva. Nu, ce se întâmplă? Ce mi-e frică mie de fapt să nu se întâmple? Mă, ăsta ia el. Dar nu cred, cred că e de la una singură. Sincer, nu cred că se mișcă mai repede treaba. Ce mi-e frică, ca să înțelegeți? Mi-e frică ca nu cumva... să nu facă față. Fiți atenți cum facem. Hai să încercăm bind mode de la ăsta pe ăsta. Ce zici așa? Nu fi mai bine, nu fi mai... Opa! Se umple și ăsta. Cum reușești tu să te... De fapt, nu e bine că se umple. Stai așa. Cred că nu face față, că ăsta ia în continuu de aici, măi, da măi, fie... stai mă, că uitați-mă că ăsta e legat aici, stai așa. Vezi tu, vezi deja pe ăla de acolo? Ah, ok. Hai să te pun mai în linie dreaptă așa, că... Nu, dar tot cred că nu face față, a? Am uitat că ăla era băgat în pentru făcut rune. Am uitat complet. Și tu aici? Tu nu te mai umpli dintr-o dată, a? Da, mă, cred că le... Cred că gurmarilisul ăsta e fără mâncarea astuia. Da, deci nu cred că o să meargă așa treaba. Păcă-mi și ciorul. Alt sistem nu am. Care, nu știu, de care să-mi dai eu seama, cel puțin în momentul de față. Tu te-ai rezolvat aici, mai frate, te-ai rezolvat, bravo. Hai să te punem aici. Bun, atunci hai să punem pe ăsta la loc, ce pot să zic. Pe tine mai frate, furăm de aici și... Pana mea, nu știu. Nici nu știu. N-am nici mai vagă idee unde ai putea să te punem pe tine. Uite, dacă te pun aici și îți dau din când în când... O bucățică de asta. Te superi pe mine? Mânca acolo. Nu realizez. Se umple sau ce face? Doar atât de puțin îi dă? Stai așa, ce? Deci o bucată de asta de, de Rotten Flesh îi dă doar foarte puțin. Sau are el un buffer foarte mare, măi?
Cred că are el un buffer foarte mare. Nu știu, o să mă mai gândesc eventual, na, nu știu dacă știți să-mi ziceți și voi ce e lumea. Thornsul, bineînțeles. Ok, mai bagă, cred că mai intră să mai scoți una și după aia te mai reparăm o dată dacă nu reușim să luăm Feather Falling 4 de pe el. Așa, bun, până ne mai chinuim noi cu chestia asta, mi-e ciudă aici că nu se mișcă gușterul mai repede, n-am ce să-i fac. Ce alt sistem aș putea eu să folosesc aici? Ok, hai să ne încercăm norocul acum să vedem dacă suntem în stare să facem ceva. Deci am pus în partea asta un barrel, cum se zice în română, barrel, mama lui de barrel. Așa, cu un hopper și un open crate, da? Și acum vreau să iau semnalul ăsta de aici și să îl trimit cumva să oprească hopperul ăsta. Nu știu dacă o să ne iasă, să vedem. Stăteam ca tâmpitul și mă gândeam, mă, dar de ce nu se activează restul ăsta? Pentru că comparatorul ăsta nu trimite un semnal suficient de mare. Yep, am uitat complet că aici avem chestii cu... Cred că aș putea să iau ăsta așa de aici. Cred că de asemenea aș putea să fac ceva genul ăsta. Ok, tu aici nu o să ajungă semnalul, da? Că e super, super slab. Da, deci ajunge numai în partea aia. Ok, nicio problemă. Bun, aici întrebarea este în felul următor. Cum fac eu să măresc puterea semnalului? Deci am aici un repeater. Ăsta ar trebui să mărească fără niciun fel de problemă puterea semnalului. Corect? Corect. E, acu' e acu'. Fiți atenți ce am putea face. Am putea să... Ăsta nu e suficient de... Da? Este oprit, este oprit. Da, cred că putem să facem chestia asta super lejer. Așa, pur și simplu așa. Da, mă. Da, mă. Bom. Bun, și acum întrebarea. De care ești legat tu? De ăla de acolo, perfect. Numai că o să se umple firea la mine. Da, se umple pentru că asta nu face față. Îți minte și el cât de rapid poate săracul, dar nu face față. Oricum, e mult mai bine, e mult mai bună situația în momentul de față decât era până acum. Ok, hai să vedem. Mana Spreader este... Nu știam eu că am unul plus acolo. Gata, domnule. Finally. Bun, și aici putem să facem ceva de genul... Oare aș putea să... Așa, și pe tine, my friend, o să te iau de aici. O să te pun aici, da? Binding mode, pac, 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 pac. Tu te muți pe ăsta. Așa, și tu ești deja mutat de pe ăsta. Perfect! Ho, 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 ho. Așa, și acum hai să vedem. Se umple fără probleme? Mamă, cât stă, frățică, și tu la fel? Wow! Ok, cred că e timpul să punem bucățica aia la loc. Deci aici... Așa, ca să nu se miște atât de rapid totuși. Să aibă timp să respire. Ha? Perfect, 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 perfect. Și în felul ăsta nici nu se consumă foarte, foarte rapid. Acum, singura bubă e să avem grijă să nu, nu știu, până se umple ăsta, să vedem ce să se întâmple acolo. Și am nene-mă și avem și noi un pic mai multă mana aici cu care să lucrăm, mă, oameni buni. O să acoperim bucata asta aici la loc, că nu avem nevoie de ea. Tu aici, nu știu, nu mă interesează. Hello! Ia să ne facem noi de cap un picuț. Te-ai făcut, mă? Mai strângi ceva? 47 de tate. Mamă, putem să ne facem... Nu o să aducem niciodată lipsă de... Gata? Bravo! De chestii din alea. Cum se cheamă, măi? Că nu vine acum. Pentru mission outcome, oameni buni. Doamnelor și domnilor. Unii mă la Zenon Biologist. What? Nu, am apăsat unde nu trebuia. Aici, astea. Și îmi dă Mission Outlook. Deci nu o să ducem ever lipsă de aici ceva aici. Gata, domnule.
În sfârșit, în sfârșit. Bun, și acum aș vrea să vedem și cu crystallizerul ăla de acolo ce putem să facem. Sincer, nu cred că o să putem să facem foarte multe lucruri, momentan cel puțin. Așa, ăsta nu vrea să se încarce. M-am interesat, ca să pot să-l încarc pe ăla, trebuie să fac nu știu ce chestii super, super extra, ultra dubioase. Să fac un pedestal special care reușește el să facă ceva pe acolo, minuni. Minuni extraordinare și nu prea mă convinge pe mine foarte. Bun, și astea acum nu o să mai aibă niciodată, nu o să mai ducă niciodată lipsă și chiar cred că o să se umple ăsta la un moment dat de aici. Hainele în pana mea. Așa, bun. Revenim la oile noastre. Am așteptat foarte, foarte mult să crească asta aici și de asta am și întârziat cu episodul, că na. Dacă nu vrea să se miște, nu vrea să se miște, ce puteți să-i fac? Tu bagă de acolo, aici, așa. Țup, țup, țup. Aici. Bravo. Ok. Ni s-a terminat ăla, mă, cu Feather Falling 4? Ia să vedem. Feather Falling 4. Și acum singura întrebare este cât mă costă să reproduc un Feather Falling 4? Cred că 40 de niveluri e maxim, indiferent ce-i faci. Ok, lăsând asta la o parte, mai lăsăm aici, deci încă nu ne băgăm să omorâm chestii, mai lăsăm aici ca să ne crească ăștia. Ca să ne crească cele două șmecherii și sper eu să își facă asta treaba suficient de rapid, o să vedem. Tu aici mai frem, mai ai spațiu? Power, tot aștept, sper să împici un Infinity pe unul dintre astea, mă gândesc că ar fi ideal dacă mi-ar pica un Infinity. Hei, tu nu? Tu aici trebuia să fii, nu știu ce ești acolo. Mi s-a pus automat, gata, știu de ce e acolo. Ok, pa, mai eliberăm un picuț de aici. Chestiile de piele le aruncăm, că nu avem ce face cu ele momentan. Aici mereu mi-e frică când fac chestia asta. Mi-e frică să nu pun ceva care mi-ar fi de folos, spre exemplu, sabia noastră Uber extra ultra șmechera. Așa, și pe tine la pământ aici. Bun, deci am început bine cu deci. Eu am deja pregătit aici o mică rețetă pentru, dacă ne uităm aici, pentru un crystallizer din asta, da? Deci un crystallizer aici. Pac, rețetă destul de simplă, dar astea, balance shards. Da, balance shards, știm noi că se obține cu un shard dintre ăsta, un ciob dintre ăsta, care conține unul dintre cele 6 elemente de bază, plus restul de 5 elemente de bază, da? Bun, așa că să vedem dacă suntem în stare, oare? Deci pământ, apă, foc, perdisio și aer. Nu știu ce înseamnă și alea, da, barba, să vedem noi pe parcurs. Bun. Tu ești trapped chest, mă! Damn, se tot deschide mie ăsta când deschide. Nu știam, pui mei, ce se întâmplă cu ăsta de ca prost. Ok. Pac. Stai, ce? Când îl aruncam pe ăsta, trebuia să-mi dea... N-așa, cum s-au format altele? The fuck? Nu știu eu să... Nu așa era rețeta, măi, ce Dumnezeului? Acte două din fiecare. Păi și de bine. N-am aruncat câte două din fiecare. Băga-mi-aș piciorul să-mi bag. Am uitat. Deci trebuia să le arunc pe... Fucking Christ, ok. Man, nu știu. Trebuia să dispar și tu la un moment dat de acolo. Că sincer nu știu ce să fac cu tine. Perdit eu. Am uitat complet. Gata, s-a dus. Bă, ce ciudă mie, bă. Câte două din fiecare trebuia să aruncăm și după aia să fie aruncat cristalul. Mă rog. Bun, hai să mai încercăm o dată ce pot să zic. Deci, pac. Și după aia un cristal. Așa, mă, mai de capul meu. Ce ciudă mie. Ce ciudă mie, moracidă. Water shards. Da, și acum trebuie să le caut iară pe toate, bă, cam și ce ori. Bun, hai să vedem, nu știu. Nu le am, ai buba.
Pierdit eu aici, nu aici, nu. Zim că ai tu unul aici, slavă cerului. Pac 1. Aer. Oh, 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 I love you long time. Aqua. Bun, perfect. Ignis, asta nu am aici, dar cred că am în partea cealaltă. Ignis, da. Așa și Ordo. Perfect. Bun. Hai să ne mai încercăm norocul o dată, ce pot să zic, pac, pac. Am uitat complet. Este, domnule. Mamă, ce-mi place. Ce-mi place! Când mă trezesc, bineînțeles că Essential Crystallizer. Bun, și tu acum, my friend, o să-ți luăm niște bețe de aici, niște tuburi dintre astea. Și unde te punem? Aș putea să pun pe aici pe sus, fără să mă strice la creieri. Ce am aici sus? Oare se supără pe mine dacă îi fac așa? Eh, nu, 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 nu. Nu te super, nu? Gata, domnule, să ne se miște și nouă o un pic mai rapid treaba. Și la un moment dat, dacă e, mai facem un cufăr și punem frumos aici așa, nu știu, pe alte, prin alte modalități, dar să se miște mai repejor un picuț. Bun, pe tine te pun aici, că mie că dacă las acolo sus, bine, putem să încercăm, să vedem ce se întâmplă dacă te las aici sus. Hai, hai că vreau să văd dacă se duce deasupra sau dacă pică în cufăr. Mighty Zombie Drowned? What? Hai măi. Am acălia. E ok, e super ok. Bine, dar am impresia că o să fie un pic random, că nu-i pică direct în față, să zic. Bă, amă că nu ne deranjează mă ăsta, e găurica asta aici, mă, e ok mă. Ca să stau și eu liniștit. Bun. Păi, ce să mai fac acum? Facem 40 de niveluri. Și mai vedem de un Featherfall 4. Momentul adevărului, fraților. Hai să vedem. Shift, click, dreapta. Așa, aici ce aveam, mai efficiency 4. Aoleu, și nu mai am cărți. Da, Cărți. Ce am făcut eu cu toate cărțile? Ah, le-am băgat aici. Gata, știu. Imediat rezolvă în Sky. Pac. Așa. Vin la tata. Trebuie să le am neapărat în mână, ok. Scoatem și efficiency-ul ăla de acolo. Azi l-am făcut mai mult ca să am un, să-mi fac o carte de efficiency 5 și ca să pot să-mi pun pe târnă cop. Așa, și Fedon Falling 4, da? Bun, și astea două putem să le cuplăm să fie, să avem o carte de efficiency 5. Bag aici. Așa. Bun. Hai să vedem. Hai mai. Deci avem Feather Falling 4. De ce s-o mișcă atât de încet? Nu știu, când te grăbești, știi? Bun. Hai, domnule, să vedem aici. Domnule, ieșa. Uite-te! Păi, ce... Nu mai nimeream ăla aici, nebun. 1, 2, 3, 4, 5... Nu, mi l-a furat. Bine, nu că aș avea ce face cu el. Plastic time cu ăsta, da. Las lacul să nu fie gaur. Așa. Ține minte că am experimentat cu el la un moment dat. Bun, ne înfișim 5 aici. Hai să vedem, Feather Falling 4 cu Feather Falling 4. Da, nu ne dă nimic. Am așa o vagă impresie cum că dacă aș folosi Feather Falling 3 cu 3, tot așa nu mi-a dat nimic. În povestea mea, vă. Bun. Păi, my friend, Efficiency 5 aici. Feather Falling o să fie aici. Și o să încercăm să vedem dacă putem după aia să-l punem pe cismulițe. Bagă-l și pe asta să fie aici, la grămadă cu restul. Ok, avem în momentul de față două mana pool-uri din asta, așa că o să văd eu de aici asta, să nu mă mai deranjeze momentan. Așa, deci în momentul de față numai scânteile astea două o să comunice între ele, da? Pac. Așa, am mai pus un mana spreader aici,
că nu știu. Nu realizezi ce se întâmplă cu Manasfredărul ăsta, nu se golește suficient de repede pentru Gurmalisul ăsta. Mă gândeam că poate datorită distanței față de Manasfredăr sau nu știu, deci uite, dacă ne uităm, unei mai. Dacă ne uităm așa, e ceva super, super, ești pe... Cum știu mă, da? Uite, deci nu se golește suficient de repede și la rândul lui Gurmalisul nu se, iarăși, nu se golește suficient de repede. Nu știu de ce ăștia două se golesc mai rapid. Nu pot să-mi imaginez de ce perechea asta două se golește mult mai rapid decât perechea asta. Nu pot imagina. M-am gândit că poate Manapolul nu acceptă din mai multe surse în același timp atât de rapid sau ceva genul ăsta și de-aia am pus încă Manapolul aici deasupra. Dar uite că ăsta acceptă, fără niciun fel de stres de la amândouă și... Nu pare niciunul dintre ele să se oprească sau să zici că, doamne, uite, nu știu, face, nu pot să înțeleg. Gata? Bravo. Așa, și aici o să mai intre încă unul. Pentru că tu ar trebui să fii la jumătate. Ar trebui. Îl mutăm imediat după aia în partea cealaltă. Tot, ce fac mai? Paul. Așa. Nu vreau să fac mai multe prostii decât îmi fac deja. Iar trebuie să fii ok, ești? Da, la fix. Bun. Pe tine te scoatem de acolo. Te punem aici. Bam. Sup. Și în momentul de față o să avem noi 5 lingouri de terastil. Pentru că mai avem unul făcut de data trecută, da? Că nu am consumat toate cele. Și cu 5, de fapt... Da, n-avem ce să facem încă cu 5. Putem să facem cizmele până un alta, ca să stau liniștit. Așa. Uite, nu le lua de jos, nu le lua de jos. Mamă, ce prostie era să fac. Ce prostie era să fac. Bun, păi pot să fac deja cizmele. Unii, crafting table-ul. Așa, și pe cizmele astea putem să le... Punem noi tot felul de enchanturi. Dragilor, hai să facem noi o pauză aici, că nu o să reușim să facem treaba asta în episodul de astăzi și nu are rost să o mai lungim. Ce am făcut? Am mai pus un crystallizer aici, ceea ce ne-a mărit producția de cristale cu 50%. Am extins foarte multe chestii, am aranjat foarte multe chestii în episodul de astăzi, am mai făcut o pereche de... foarte tare, fii atent că mi-arată, datorită faptului că am enchantul ăsta de reading 1, băi, cât de cool! Așa, mai avem unul în plus. Ideea este că mai trebuie să facem 14 lingouri de terastil. Extraordinar de mult, extrem de mult. Așa că o să ne mai facem noi de treabă. O mică chestie care mă enervează aici. Am înțeles că dacă fac click dreapta cu un ăsta de lână, îi pune pe silent. Mai e vreunul pe aici care ar trebui pus pe silent? Asta. Oh my god! Da! Bine, ăsta nu știu, pentru că aveam sau malflor ăsta din Extra Utilities, nu cred că era necesar să le punem și pe alea cu lână, dar mă rog. Așa, hai de sfârșit de episod să vedem aici, poate. Dăm două semințe, una. Dăm două semințe, una. Dă-mă două semințe, una. Mama ta dă guște, una. Odată și odată. Ce ziceam? Da, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut deja. Bună seara București, bună seara România. Pe data viitoare.